Iubiți frați și surori, de la Ilim, Perugia și din Italia, gândul meu se îndreaptă spre voi cu un gând de încurajare pentru tați, pentru mame, pentru copii, pentru tine, dorindu-vă, Domnului, binecuvântare și protecție în vremea aceasta. E o vreme specială pentru noi, îngăduită de Dumnezeu, vreme în care aș dori să vă previn de unele pericole. Cel mai mare pericol în vremea asta și cel mai uzat cuvânt este cuvântul coronavirus. Găsim în Psalmul 91 despre faptul că nu trebuie să ne temem nici de groază din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua la miaza mare. Dar înainte de molimă, există un pericol și mai mare. Aș vrea să vă previn despre acest pericol. Pericolul găsim în versetul 3, spune așa. În versetul 3 spune așa. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. Înainte de ciumă este un alt pericol, lațul vânătorului. Vânătorul așează lațul cu scopul să prindă prada pe neașteptate. Vă rog tare mult, frați, surori, tați, mame, copii și tineri, aveți grijă la lațul vânătorului. Vânătorul, diavolul, vrea să ne prindă lațul lui, lațul fricii, lațul panicii, lațul deznădejdii, lațul îngrijorării și așa mai departe. Cel mai mare pericol este așadar lațul vânătorului. Dat fiind acest adevăr, vă încurajez să vă puneți toată încrederea în Dumnezeu. Vă invit la responsabilitate. În primul rând, să respectăm, să fim o mărturie prin ascultarea noastră față de dregătorii, față de administrația locală, regională, națională. Să fim apoi oameni echilibrați, o mărturie pentru cei din jurul nostru. Putem predica cu viața noastră. Oricine dintre voi pot predica cu viața lor. Una din cântări spune așa: Să ai pace în mijlocul necazului tău, să ai pace, că tu ești fiul de Dumnezeu. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi, când plin de pace vei birui. Așadar, e vremea potrivită să predicăm cu viața noastră. Vă îndemn la echilibru, vă îndemn la statornicie. Va trece vremea asta, va trece coronavirus. Ne vom aminti anul trecut pe vremea asta. Dacă am rămas statornici, va fi o bucurie. Dacă am căzut în lațul vânătorului, va fi o umbră pe parcursul vieții noastre, pe cerul vieții noastre. Așadar, chem toate familiile bisericilor creștine penticostale din Italia la responsabilitate, la statornicie. Vă spun că pe de altă parte toate acestea lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele nostru. Ne-am tot rugat pentru trezii spirituale. Iată că se ivesc zorile. Ne-am tot rugat pentru familii puternice. Domnul ne dă timp să facem familiile puternice. S-au închis localurile, dar să nu se închidă odăița. S-au închis localurile, dar să fie activ altarul familiei. S-au închis localurile, dar să fie deschisă și aprinsă inima noastră pentru Dumnezeu. Frați, surori, mame și tați, îndemn în mod special tații să se ridice cu îndrăzneală în mijlocul familiei, să citească cu voce tare Psalmul 91. Altădată să punea sângele pe ușor și pe pragul de sus. Astăzi să cheme și să pună numele Domnului peste toată familia. Și Dumnezeu va binecuvânta casele noastre. E o vreme specială pentru noi, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Exod 14 cu 14: Să stați liniștiți, Domnul se va lupta pentru voi. Așadar, mare grijă, mare atenție, veghere, să nu cădem în lațul vânătorului. Cel mai mare pericol, mai înaintea ciumei, este lațul vânătorului. Vă îndemn la statornicie. Fiți puternici. Pacea lui Hristos să stăpânească inimile voastre. Amin.